Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu din Călăraș a organizat două evenimente în ultima perioadă. Este vorba despre concursul Mesajul meu antidrog și vernisajul expoziției de pictură Primăvară abstractă. Laura Munteanu, directoarea Bibliotecii Județene Alexandru Odobescu, a vorbit și despre activitățile derulate de reprezentanții instituției cu ocazia Zilei Pământului. Biblioteca Județeană a avut săptămâna aceasta două evenimente foarte frumoase. Primul dintre ele s-a desfășurat marți 20 aprilie. În cadrul Bibliotecii Județene s-a derulat concursul Mesajul meu antidrog. Am avut 48 de lucrări realizate de elevi din 14 școli gimnaziale, lucrări foarte frumoase care ne-au emoționat și ne-au dat speranța că acești copii înțeleg importanța acestui concurs și necesitatea protejării individuale. Ieri a fost o expoziție intitulată Primăvară abstract. Colega mea, doamna Calciu, Simona, a spus că v-a trimis invitațiile și vă așteptăm mereu la activitățile noastre. A fost o expoziție foarte interesantă. Artista Valerie Blanche a avut lucrări dedicate primăverii. O artistă interesantă, delicată, cu un tenel special. Ne-a impresionat pe toți prin delicatețea lucrărilor și prin delicatețea personală. Iar astăzi, după cum bine știți, 22 aprilie, ziua Pământului, zi pe care o sărbătorim atât în cadrul instituției noastre, cu activități online cu elevii, dar și în cadrul organizației județene PSD Călăraș, unde vor avea loc evenimente și activități de ecologizare. Împreună cu Organizația Județeană de Femei, noi vom merge la Oltenița. Avem acolo activitate de ecologizare a zonei portului. Vom începe la ora 14, vom face poze și vom arăta cât de implicați suntem în această activitate.